Potrivit normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, persoanele fizice cu vârsta între 18 și 35 de ani vor beneficia de o finanțare care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura pro forma, iar statul va garanta 50% din finanțarea acordată de bancă. Cei în vârstă de peste 35 de ani vor trebui să aducă un avans de 10%, iar statul le va garanta doar 40% din credit. Pentru a beneficia de creditul prima mașină, persoanele fizice vor trebui să îndeplinească mai multe condiții. Trebuie să facă dovada că mașina cumpărată este nouă, că a fost produsă în spațiul intracomunitar sau că a provenit din import și că are cel puțin motor la standard Euro 5. De asemenea, mașina trebuie să fie cumpărată de la o firmă ce are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor, adică de la un dealer autorizat, și să aibă un preț de achiziție de maximum 50.000 de lei, fără TVA.